Cu toate că trăim în secolul tehnologiei și inovației, există țări în care evul mediu pare să răspândească întunericul blestemelor. În Cambodgia este un adevărat calvar să fii copil. Conform Antena3.ro, nu poate fi vorba de dragostea părintească, nu poate fi vorba de respect sau educație. Aici, în jungla oamenilor, banul este cel care domnește, cel care face legea, cel care transformă în demon persoanele slabe. Jurnaliștii de la CNN au ajuns aici pentru a arăta lumii întregi ce se întâmplă atunci când te naști în acest loc. Reportajul intitulat sugestiv Not My Life arată cum fetițe de 5-6 ani sunt sechestrate și închise în cămăruțe ca celulele de închisoare, de unde sunt obligate să se prostitueze. Prima dată mi-au vorbit foarte frumos, apoi au început să mă violeze ca niște animale, a declarat o fetiță care a fost scăpată din ghearele morții. Pe lângă traumele fizice, aceste copile nu-și mai revin niciodată din chinul sufletesc, relatează Antena3.ro. La noi în țară, traumatizate după ce au fost abuzate sexual, multe fete au parte de un alt șoc atunci când vin la examinarea medico-legală. De cele mai multe ori, minorele sunt consultate în cabinete dotate cu scaune ginecologice vechi de peste 50 de ani.